Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Vreau să vă prezint astăzi din nou ceva accesorii de la Milwaukee, foarte bune. Știm că Milwaukee face accesorii de calitate premium, ceva mânuși. Vreau să vorbesc despre ele. Sunt mânuși foarte bune. Ca și preț, le vedeți aici, focalizat 145 de lei. Bun, ce fac mânușurile astea? Pentru că găsim o grămadă de mânuși, nu mai ieftine. Hai să vedem un pic ce fac mânușurile astea. Spun că îs mânuși foarte rezistente la impact. Deci nu știu dacă surprinde foarte bine, dar au un cauciuc de o jumătate de centimetru pe ele. Deci dacă dai cu pumnul, să zic așa, și-ți ajunge în zid sau ceva la demolări la din astea, uitați pe deget cât de gros au acolo protecție, dacă se vede. Deci în orice caz 4-5 mm au. Nu, impact, cut level 3, deci se vor rupe foarte greu, au ceva întăritură aici, nu? Exact în partea asta, unde apucăm scule, baroase, tot felul de unelte, nu, ceva întăritura aici. Zice că poți să pornești telefonul SmartWipe, poți să pornești telefonul cu mânușa pusă în mână, rezistentă la impact, cum spuneam, cut level 3. Și sunt foarte bune pentru lucrări de demolare, pentru piatră, construcții, manipularea sticlei, zice că s-ar putea face și treaba asta, au un nivel foarte bun. Hai să vedem un pic dacă tăiem. Dacă tăiem, nu, până la urmă, hai să vedem un pic cum stau în mână. Așa, ca să vedeți puțin despre ce vreau să zic. Deci asta sunt mărimea 10. Deci asta vreau să zic, ești undeva ca și Iron Man. Ca și Spider-Man sau ceva așa de genul. Milwaukee, dar uitați-vă, deci majoritatea mânușilor sunt aici gole, să zic, sau materialul acesta. Uitați aici ce întăritură are. Deci dai la construcție, te lovești de părete sau îți pică ceva, nu neapărat să te omoare. Dar foarte mult, nu, când se lucră la șpalet sau la ceva, te dai de chestiile alea. Nu? Și atunci îți protejează foarte bine, uitați cât are ieșit în afară, cauciucul acesta. Deci foarte bune pentru, și spuneam aici întăritura asta în palmă, ca să nu ți se rupă exact unde prins. Are un grip foarte bun, o prinsoare asta, ca să prins scula. Așa, suprafața aderentă în palmă și e un nivel foarte, deci tragi cu cutterul și se taie foarte greu. Așa, deci cam astea sunt mânușurile astea, sunt mânuși foarte bune pentru cei care lucră în construcții. Nu? Așa. Dacă vă uitați, mai am să zic așa pentru demolări. Dar acestea au un alt fel de întăritură, întăritura în palmă, acestea sunt mânuși demolition. Sau tot pentru construcții, dar într-un alt domeniu al construcțiilor, nu pentru altceva. Și nu au întărituri la astea, să zic așa, de astea ieșite în afară. Deci astea sunt foarte bune pentru construcții, pentru impact. Deci sunt construite special pentru impact. Deci une, ai de te lovit cu mâna. Sunt foarte, foarte bune. Așa, mergem mai
mai departe, deci astea au fost mânuși de impact. Am aici, pentru că Milwaukee face foarte bun scule de protecție, niște ochelari, ca și preț undeva vreo 80 de lei, ochelari premium de protecție. Spune că utilizarea lor e foarte confortabilă, nu aburesc, long lasting antifog, deci nu aburesc și se zgârie foarte greu. Hai să vedem, ăștia sfumuri sunt și transparenți, dar nu vara când lucri. Deci au tot felul de instrucțiuni aici, instrucțiuni ca să porți ochelari, nu? Deci cam ăștia sunt ochelari cu lentilă fumurie, logo Milwaukee, foarte bun, aici au un cauciuc de calitate, foarte bun. Dacă vă uitați un pic cam care e rata de vizibilitate, e cu toate că îs fumuri, dar au o vizibilitate bună, mai ales când lucri afară pe soare, când ai cu flexul, când ai cu diferite accesorii și mașinării care să facă scântei, nu? Sau cum sunt la drujbea de ascuțit lanțurile, sau alte lucruri cu mașină de ascuțit sau orice domeniu, ochelari de protecție foarte buni și ăștia pentru vară, fumurii, că sunt foarte, foarte buni. Stau foarte bine, i-am probat, foarte buni, excelenți. Așa, aici o mască, pentru că toți suntem în perioada de pandemie, dar și unde se lucrează cu praf. Deci au niște bretele, să zic așa, ca să înjurul capului, ajustabile. Deci tragi de punctul ăsta ca și la căștile de telefoane și ele se fac mai mari sau mai mici. Uitați cât am micșorat-o. Sau trag de ăsta și o pot să o fac mare cât vreau. Pot să vin cu ea până în partea asta. Deci are două din astea. Are bandă de metal, deci nu numai pentru pandemie, dar să zic așa, în construcții foarte bune, unei praf și unei nu, tu nu vrei să te îmbolnăvești, să respiri praful acela. Spune că are o supapă care filtrează 94% din tot ce ar trebui să are un sens, deci cumva care să... Aici un burete pentru zona de nas. Are o supapă unde și tot felul de pori, micropori, în care să nu îți aburească fața. Știți că problema la măști e că noi, după ce le purtăm, ne umezim fața, să zic așa, în zona bărbiei, în zona, pentru că respirăm în mască, nu? Umiditatea din corp, din zona nasului și a gurii, se va duce la mască și masca nu poate respira foarte bine. Ori, acest fenomen cu masca aceasta s-a rezolvat, deci nu are să mai fie o față umedă, să zic așa, sub mască, deci în interiorul, între fața noastră și mască, pentru că toată umiditatea și tot filtrajul îi iasă afară. Protejează foarte bine, recomand pentru cei care sunt măști de bună calitate, foarte bună calitate, premium, pentru care lucră cu praf, cu vată sticlată, cu tot felul de lucruri din astea la izolat de poduri, la masarde, ori unde trebuie o protecție pentru nas și gură, sunt foarte bune. Ele se vând undeva la set de 10 bucăți și undeva, să zic așa, costă în jur de 150 de lei, 10 bucăți. Deci undeva cam 15 lei pe bucată, dar e foarte, foarte calitativă.
Deci poți să faci tot ce vrei cu ea, de aici are două din astea, una să o pui în zona mai sus, una mai jos și foarte, foarte bună, recomandă. Așa, să mergem mai departe, mai am luat aici să-i fac unboxing, o ruletă. Deci, Milwaukee, spunea cineva că nu face rulete de calitate, eu vreau să contrazic. Milwaukee face rulete de foarte bună calitate. Deci, Stud, ruletele Stud sunt niște rulete premium. Mai sunt magnetice, mai sunt cu autoloc, sunt cu tot felul de lucruri, dar aceasta e de cea mai bună calitate. Deci nu este, să zic așa, la Milwaukee și dacă faci concurență, să zic așa, cu altcineva, cu cei de la DeWalt sau de la alți care producători, de la Stanley, de la așa, toate testele ies că aceasta este cam printre cele mai bune rulete. Setul, să zic așa, are în jur de 110 lei, 109 lei, scrie aici. Ea vine să zic așa, cu un deschizător de sucuri sau de bere. Eu știu pentru ce putem să facem deschizător de sticle. Spune că dacă pică undeva de la 24 de metri, nu se întâmplă nimic, adică în bună stare de funcționare, nu? După care are o protecție EXO 360 de grade, adică e teflonată, e cu substanța asta. Și pe o parte și pe alta, primii 15 cm, dacă se vede, mai are un plastic pe ea. Deci ea e scrisă și pe o parte și pe alta, dar e întărită încă în plus, dacă se vede, primii 15 cm, deci exact zona unde se rupe. Punctul, să zic așa, deci se poate întinde undeva până la 4 metri fără să cadă jos. Acum nu pot să fac un test, dar până la 4 metri, uitați, scrie aici 4 metri stand out, adică tot deschis 4 metri și ea rămâne deschisă în aer 4 metri, deci fără să se rupă sau ceva, fără să cadă jos, nu? Dar de la Milwaukee doar acestea stau. Aceasta e o generație nouă de Milwaukee Stud. Am mai avut Milwaukee Stud foarte bune. Așa, spune că poți să pui, dacă vrei, poți să oprești și cu degetul de aici. Deci are o prinsoare foarte bună și pui degetul și ea se oprește. În partea asta are un magnet. Deci am mai avut o ruletă pentru țevi, pentru din astea, care avea niște urechi mai mari. Dar aceasta e ce trebuie, e o generație nouă, are prinsoare în 4 puncte, dacă vedeți aici o gradație foarte bună, se vede foarte bine, așa, e lată, să zic așa, e lată, lățimea aceasta îi conferă stabilitate, să zic așa, și excelent, spuneam, am avut și mai am, folosesc în permanență rulete Milwaukee, foarte, foarte bune. Tehnologia asta, EXO 360 Blade Technology, face ca să reziste foarte, foarte mult. Bineînțeles, au și ei rulete mai avansate, cu autoblocare, autoloc, au rulete magnetice care se folosesc în alte parte, asta e și magnetică, și îi cuprindere în 5 puncte, să zic așa, de la 24 de metri, vă dați seama, un bloc de 10 etaje, s-o scap de acolo, 8-9 etaje, s-o scap de acolo și ea să rămână, pentru că are un cauciuc foarte bun, e protejat, un plastic care nu e casant, un plastic foarte bun și toată stima pentru cei de la Milwaukee. Am reușit să deschid ca să nu fac sunetele acelea stridente în aparat. Deci, un deschizător de sticle foarte bun, Milwaukee, codul aveți acolo. Se simte foarte bine în mână, are un logo,
zic așa, cu deschiderea aceasta, foarte, foarte bine și în partea asta, deci deschis, ai nevoie să zic așa, câteodată lucrezi și vrei să deschizi un cola sau ceva, nu? Sau o sticlă, știți la ce mă refer, se poate foarte ușor, să-ți trebuie un deschizător pe șantier, nu? Ori cu acestea, bineînțeles, sunt foarte înzoadează, sunt foarte multe doze, nu mai ai nevoie de treaba asta. Dar bine de știut, dacă există apă minerală, nu? Noi mai folosim apă minerală care are treaba asta, nu? Deschidere de sticle, apă minerală, mai sunt sucuri, mai sunt tot felul de lucruri și care se pot deschide. Și atunci, o sculă din asta e binevenită. Așa am tras și am desfăcut ruleta, spuneam că stă foarte bine, are blocaj aici, nu, ca să staie un, să aude așa un clicăt până unde merge. Ați auzit? Deci când se blochează, așa. Supor ca să o poți folosi la pantalon, la blugi, la ceva. Stad, cam asta e, o putem să zic așa și folosi la mână, cu un suport din acela, nu? Un strip din ăla sau cum se zice, un grip din ăla și foarte bună, foarte, foarte bună. Așa, pentru, poate fi folosită și pentru țevi, deci cumva de la Milwaukee, asta e cea mai performantă ruletă, pentru că au vreo 5-6 feluri, basic, au magnetic, au cu autoloc, au tot felul de din astea și din ce în ce sunt mai performante, dar aceasta e vârful, eu folosesc foarte mult, dacă nu toată ziua, scruleta în mână, tot la a doua zi, dar cred că în fiecare zi folosesc, asta e treaba mea de a măsura și folosesc foarte mult. Mă bucur de Milwaukee, de spuneam că se poate bloca și cu degetul, nu? O pui, ca să nu mai tot apeși acolo dacă vrei, cu totul că e foarte confortabil, dar o poți bloca și cu degetul cât vrei. Pui degetul aici și ai rezolvat treaba. Spuneam că are inscripție și pe o parte și în alta, rezistă foarte mult și cam asta e. Prieteni, până data viitoare, să ne auzim cu bine, să fie sănătate multă, pentru că sănătatea e mai bună decât banii. Și banii sunt buni, dar nu sunt mai buni decât sănătatea. Sănătatea, eu zic că e cea mai bun, e darul de la Dumnezeu pentru noi. Și până atunci să fim sănătoși, să ne protejăm, nu? Cu mânuși, cu ochelari, cu tot ce trebuie, să avem accesorii bune, să avem scule bune de la Milwaukee și până atunci numai bine.